să nu se dezvăluie nimic. Contractul încheiat pe loc chiar cu Consiliul Județean rămâne confidențial. Au decis astăzi consilierii județeni. Tot acestea știm deja că Nokia poate închide fabrica de la Jutul fără a plăti salarii compensatorii viitorilor șomeri. Avem astăzi seară mai multe subiecte de analizat și un singur invitat, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! La inițiativa opoziției din Consiliul Județean s-a înființat o comisie, în numele Comisia Nokia. Astăzi a avut prima întâlnire, ați convocat-o dumneavoastră. La ce concluzie ați ajuns? Această comisie a fost constituită prin votul tuturor consilierilor. Și eu cred că am făcut un lucru bun. De ce? Pentru că opoziția de acum, practic în 2007-2008, era la putere. Cu alte cuvinte, acest contract despre care noi vorbim acum și discutăm eventuala desecretizare, a fost încheiat la acea vreme în modalitatea în care guvernarea locală era asigurată de PNL și PSD, care acum sunt în opoziție. Din acest punct de vedere, eu m-am bucurat că la nivelul Consiliului Județean a existat această intenție a consilierilor județeni de a face public sau de a analiza contractul cu Nokia. Însă, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să fim extrem de atenți în ceea ce privește respectarea unor clauze contractuale. În ceea ce mă privește, consider că la nivelul acestei comisii vom putea să ajungem la o concluzie și vom prezenta plenului concluzia finală. După care este secret în acest contract? Că știm că practic tot ce este în el este sub clauză de confidențialitate. Dacă în anul 2007-2008 s-ar fi dorit să nu fie confidențial, conducerea Consiliului Județean de la acea vreme n-ar fi prins această clauză de confidențialitate. Mai mult, dacă la acel moment în contract s-ar fi prevăzut ce se întâmplă și cu aspectul social al angajaților de la Nokia, acum angajații de acolo poate ar fi avut un alt regim. Acum discutăm, plângem pe umărul angajaților, dar atunci când am încheiat acel contract nu ne-am gândit la ei. De aceea spun că, din punctul meu de vedere, solicitarea opoziției este binevenită, iar dacă ei vor dori ca acest contract să fie desecretizat, atunci cu siguranță toți clujenii vor afla modalitatea prin care atunci s-a încheiat contractul și faptul că în acel contract nu este prevăzută nicio clauză în ceea ce privește aspectul social, protecția socială a angajaților de la Nokia în cazul în care fabrica s-ar închide. Contractul colectiv de muncă nu este prevăzut așa ceva? Contractul colectiv de muncă este o a doua problemă, într-adevăr. Angajații de la Nokia au negociat cu patronatul, practic, un contract colectiv de muncă care nu prevede astfel de salarii. Ce au mai negociat? Dacă acest lucru trebuie să fie explicat, practic, de sindicatul angajaților de la Nokia, Consiliul Județean nefiind parte în acel contract. 100%. Bun. Dumneavoastră, Consiliul Județean, reprezentați totul această instituție, nu discutăm neapărat de persoane. Înainte de a veni Nokia, a investit în parcul de Tărâm 3 15,5 milioane de euro. Era un teren viran care s-a transformat prin această investiție. S-au dus acolo tot felul de utilități, de la canalizare, apă, gaz, curent, nu? Telefonie. Așa este. Și se pune întrebarea firească dacă, într-un fel sau altul, veți primi înapoi o parte din banii investiți. Această investiție făcută, practic, din banii Consiliului Județean și ai Guvernului, într-adevăr, se ridică undeva la cifra pe care o spuneați. Ea a fost făcută ca o investiție în Tătarom 3, ca parc industrial, unde, sigur, urma, într-un interval de timp, investițiile să se ridice până la 60 de milioane de euro. Și, de asemenea, numărul de salariați să fie undeva până la 15.000. Acest lucru s-a stabilit printr-o hotărâre de Consiliul Județean în 2007. Evident că aceste lucruri nu s-au întâmplat, pentru că, între timp, iată, decizia Nokia a venit și a fost și explicată în comunicat. Și, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt aș spune asta, explicația Nokia cred este suficientă. Nu cred că trebuie să politizăm foarte mult acest subiect. Explicația lor este simplă. Strategia economică, politica noastră de dezvoltare, dorința de a ne duce mai aproape cu fabrica de subcontractorii noștri, practic o decizie strict managerială, a determinat plecarea Nokia. Nokia nu se mută de la Cluj în altă țară. Pur și simplu fabrica din Cluj au decis să o închidă. Tot ceea ce produceau în Cluj vor produce cu aceiași muncitori din altă țară, respectiv în China, unde costurile sunt mai mici, salariile sunt mai mici și, evident, subcontractorii sunt acolo. Dar deci, dumneavoastră care știți foarte bine acest contract încheiat între Consiliul Județean și Nokia, puteți să ne spuneți în acest moment dacă puteți să-i constrângeți într-un fel să acorde o parte din banii acestei? Eu am o idee. Nokia a încălcat în vreun fel contractul? Eu am o idee deja conturată, însă din respect pentru colegii mei care fac parte din această comisie, de aceea am constituit-o, suntem 6 oameni acolo. Cred că trebuie să decidem prin vot săptămâna viitoare, luni sau marți, poziția pe care o vom avea mai departe.
Din punctul meu de vedere, ideea este, poziția mea este conturată. Vom merge cu această poziție a Comisiei în plenul Consiliului Județean. Asta în ideea în care opoziția dorește să găsim soluții constructive. Dacă pe de-o parte ne întâlnim dimineața să găsim soluții pentru oameni și le plângem de milă, iar pe de altă parte ne ducem la Jucu și le explicăm oamenilor cât mult rău a făcut PDL-ul și Consiliul Județean, atunci suntem într-o logică sau suntem într-o ilogică de acțiune. Vreau să vă întreb altfel. Nu poți, pe de-o parte, există vreo clauză contractuală care să vă creeze posibilitatea să trageți la răspundere Nokia într-un fel sau altul? Există mai multe clauze contractuale care, așa cum am spus, analizate până la finele lunii octombrie, ne vor da până la urmă soluția. Nu vreau să avansez o soluție, tocmai pentru că încă contractul este sub clauza de confidențialitate. De aceea nu mi-aș permite nici acum, chiar dacă Nokia a decis închiderea fabricii, să încălcăm asta, pentru că ar fi un semnal extrem, extrem de prost față de alți investitori care, cu toții, atunci când investesc într-o zonă, încearcă să-ți protejeze investiția prin aceste clauze de confidențialitate. Despre închiderea, toată lumea se întreabă, sunt foarte multe speculații, legate de durata contractului. Cât timp se obligă Nokia să rămână la Jucu? Ce ne puteți spune? Suntem în acest termen sau trebuia să rămână mai mult? S-a obligat prin contract Nokia la așa ceva? Nu există obligație de a rămâne un număr de ani, ci există doar o obligație ca într-un număr de ani să investească o anumită sumă la Nokia, dar nici de cum un număr de ani în care să rămână. Din păcate, nu a fost prins în contract această prevedere și anume cât timp să rămână la Jucu. Bun, dar dacă n-ai investit acea sumă, există condiționări? Dacă nu investești suma, tu, Nokia, vii și îmi plătești mie, Consiliul Județean, anumite sume de bani sau plătești vreo despăgubire? Există, însă, legat de suma investită, Nokia a făcut deja investiția, pentru că suma a fost undeva sub valoarea investită de Nokia. Nokia a investit acolo, cred, în jur de 20, nu vreau să greșesc, undeva peste 20 de milioane de euro, iar valoarea în contract pentru a fi investiția făcută a fost mult mai mică. Deci, practic, din punct de vedere al investițiilor, ca valoare, Nokia a îndeplinit această valoare. Însă sunt alte clauze care, sigur, nu au fost pe deplin respectate. Ele sunt prinse în hotărârea de Consiliul Județean. Cum e contractul ăsta? Cum, dumneavoastră sunteți și aveți o pregătire juridică. Cum îl apreciați? Un contract defavorabil statului român? Un contract care putea fi mult mai bine întocmit? A fost un contract avantajos pentru Nokia. Avem experiență în astfel de contracte. Am încheiat unul și cu Bechtel. Se pare și cu Nokia la fel de bun. Cred că ar trebui, pentru o analiză corectă, să ne punem în perioada anilor 2007-2008 și să gândim cu mintea de atunci și cu strategia sau cu situația economică de atunci. De aceea eu am fost extrem de rezervat și n-am acuzat pe nimeni în ceea ce vește acest contract, pentru că în acel moment toată comunitatea clujană a susținut acest proiect. Toată comunitatea clujană a dorit investiția în parcul Tetarom 3. Vă spuneam înainte de emisiune, dacă în momentul de față eu aș decide să investesc într-un parc industrial 20 de milioane de euro pentru o singură firmă, cu toții am fi suspectat de corupție sau de alte lucruri necurate. Ei bine, în anul 2007-2008, când s-a decis investiția de peste 15 milioane de euro într-un singur parc, tuturor li s-a părut o chestiune firească, pentru că era o companie multinațională care aducea mult renume Clujului și de comun acord toată clasa politică la acea vreme a considerat că este prioritar pentru Cluj. De aceea am fost extrem de rezervat, însă în continuare constat că opoziția din Cluj, care ea în sine a negociat acest contract la acea vreme, când avea posibilitatea la acea vreme să se ocupe de oamenii din județ prin negociarea unor clauze, inclusiv sub aspect social, aceiași care n-au făcut atunci acest lucru, acum plâng pe umărul și pe de mila oamenilor din Jucu. Ei trebuie să facă atunci. Dar acuză puterea actuală că nu a îndeplinit mai multe, sau nu și-a îndeplinit anumite angajamente față de Nokia. Nokia în comunicatul... Autostrada Nokia, centura Vâlcelea-Pahida nu este de finalizată. De unde rezultă această obligație pentru... La cel puțin astea sunt informațiile care sunt vehiculate de opoziție. Sigur, eu nu știu de unde le au. Însă opoziția și noi toți... Spuneți dumneavoastră, știți contractul. Sigur, noi trebuie să ne întoarcem la motivele invocate de Nokia în comunicatul de presă și în conferința de presă. Dumneavoastră sunteți noi ziarist. Știm foarte bine, domnule, nu au spus aceste motive. Nokia există a spus foarte explicații clar. Oficiale, exact. Și sunt lucruri care țin de culise, care nu ajung la public. Nu. Deci, practic, Nokia a explicat foarte clar motivele pentru care a decis închiderea fabricii de la Jucu. Dar opoziția și partidele din opoziție refuză să citească acel comunicat. Comunicatul spune foarte clar. A fost o decizie strict managerială, o decizie care ține de strategia de dezvoltare a Nokia, care ține de politica lor. Nu există niciun motiv imputabil nici Guvernului României și nici Consiliului Județean.
Dacă intrăm într-o retorică politică, atunci vă asigur că putem găsi extrem de multe motive, inclusiv în contract, prin care noi, cei de la putere de acum, să atacăm opoziția care la vremea respectivă a încheiat aceste contracte. Dar acest lucru nu aduce nimic bun pentru oamenii din jocul. Înțeleg că există elemente pe care nu pot fi dezvăluite acum. Dumneavoastră va trebui să luați o decizie în Consiliul Județean, după cum și sindicatele până la finalul acestei luni vor ajunge la un consens, probabil cu cei de la Nokia. Vom închide acest episod, nu știu dacă într-un mod favorabil sau defavorabil nouă, muncitorilor și statului român, nu, până la urmă. Exact. Ce ne interesează este ce urmează, pentru că din decembrie acea hală de la Jucu, deci de acel teren viabilizat de Consiliul Județean, va fi liber de sarcină, ca să spunem așa. Cine vine acolo? Astăzi ați fost citat de către presa locală, spunând că vor veni doi, sau sunteți în tratative avansate cu doi investitori foarte mari. Este corect. Noi încercăm în discuțiile cu Nokia să abordăm inclusiv acest subiect, și anume aceea de a menține mai departe halele și de a aduce un alt investitor în aceste hale, practic. Sper ca până la finele anului să reușim să rezolvăm asta. Nokia dorește o rezolvare amiabilă a problemei. Noi ne dorim acest lucru. Iar în ceea ce mă privește, suntem într-adevăr și sunt în negocieri avansate cu două firme importante. Stați un pic așa, una vreau din ele... să vă întreb ceva. Da, ați văzut că în prima zi după anunțul Nokia a ieșit consiliera primului ministru, Andreea Paul Voș, da, dacă-i pronunț bine numele, și a spus că a sunat o creatoare de modă din Iași, Irina Schröter, da? Că vrea să facă rochițe în această hală, de la mini-jocuri la jocul. Da, nu știu. Ce știți de... Nu cunosc declarația, da. Nu știu declarația doamnei respective. Probabil că ea trebuie să o explice. În ceea ce ne privește, noi ne dorim... Deci nu e vorba de o investiție de această natură. Nu. Noi ne dorim, dacă se poate, să fie cam în același domeniu cu ceea ce s-a produs acolo, tocmai pentru ca halele cu toate componentele de acolo, cu liniile de prelucrare, cu benzile de acolo, să poată fi folosite fără să fie mari cheltuieli de făcut. Că mă gândesc, ne putem gândi la... Ca să mai și glumim, domnule Dijek, exact. Suntem mult prea sobri câteodată. Poate că despre asta e vorba, de o reconversie profesională, să treacă lumea de la confecționarea de telefoane la rochițe, poșetuțe și alte accesorii vestimentare. Probabil că a fost o abordare nefericită a doamnei respective. În ceea ce mă privește, eu nu negociez cu respectivul investitor, ci din contră încercăm să aducem un investitor care să aibă ca obiect discutăm de activitate... Discutăm serios acum, exact. În a doua zi după anunțul în Nokia, ați pomenit numele unui investitor foarte important, Bosch. Așa este. Unul dintre cei doi investitori este Bosch sau nu? Exact. Am și spus atunci că suntem în cercul restrâns de discuții. Nu vreau să fac mai multe declarații astăzi, însă vă asigur că știrile sunt optimiste. În ceea ce mă privește, continuăm discuția. Suntem într-un cerc restrâns în ceea ce vește opțiunile lor. Va fi o investiție importantă dacă ea va reuși în componente electronice. Și dacă... Cam 1000 de angajați. Din câte ați dezvăluit? În acest moment nu putem spune mai multe lucruri, doar ce pot să vă spun este că în momentul de față se fac analize de sol într-unul din parcurile noastre industriale și că în măsura în care aceste negocieri vor merge vom putea da mai multe detalii. Deocamdată concernul Bosch a solicitat confidențialitate, cum de altfel solicită toate aceste firme mari, iar noi suntem ținuți de asta și o vom respecta. De altfel negociem cu ei de aproape 10 luni. Și nu s-a aflat public. A fost o solicitare de-a lor. Nu are legătură acest lucru cu plecarea Nokia. Mai mult, terenul pe care noi discutăm cu ei nu are legătură cu terenul pe care Nokia l-are. În momentul în care noi am început negocierile cu concernul Bosch, nu se punea problema plecării Nokia. Cu alte cuvinte, discutăm de cu tot o altă investiție și de cu un tot alt teren decât pe care Nokia l-avea până acum. Vrem, nu vrem, e subiect politic ăsta. Toată lumea a venit la Cluj să discute despre și cu angajații de la Jucu, a fost liderul opoziției sau copreședintele USL Victor Ponta, însoțit de Ioan Rus, Horea Iureanu, Marius Nicoară, au fost primari din zonă, din Apahida și din alte comune limitrofe Clujului, la o discuție cu angajații de la Jucu. A fost și Sofina Barbu, ministrul muncii. Cum comentați această concentrare de forțe în jurul acestei problematici, până la urmă, care ține, cum să spun, de implicarea tuturor forțelor politice? Unii au adus pe cei de la Jucu, au făcut un anumit contract, bun sau rău, și noastră ați
moștenit, ați preluat această afacere, care iată este la final acum. Eu vreau să le transmit oamenilor de la Jucu un singur lucru. Soluția trebuie găsită și va fi găsită tot de autoritățile locale. Problema lor va fi rezolvată tot de către noi, cei care conducem județul sau municipiul în această perioadă, și nici de cum de cei care vin din București pentru a-și obține puncte electorale. Le transmit acelora care lucrează acolo că vom face tot ce putem pentru a găsi soluții împreună cu Nokia, pentru a reuși obținerea unor salarii compensatorii, chiar dacă ei au negociat defectuos atunci când și-au negociat contractul colectiv de muncă. Prin aducerea acestor investitori, tot noi cei la nivel local le rezolvăm această problemă, pentru că orice investiție pe care o vom aduce în parcurile industriale va absorbi o parte sau chiar toată forța de muncă care acum a rămas, să spunem. Și atunci ce mai face domnul Victor Ponta pe la Jucu, care e explicația prezenței lui acolo? Eu nu mi-am permis în calitate de politician niciodată să vorbesc despre persoane fără să cunosc subiectul. Evident, discutăm aici de o chestiune politică, însă oamenii de acolo trebuie să știe că o vizită făcută de oricine de la București nu le rezolvă această problemă și că tot noi, cei din județul Cluj, autoritățile locale de aici, prin încercarea de a aduce alți investitori, putem să rezolvăm problema. Este o chestiune politică, însă oamenii de acolo sunt convins că așteaptă o soluție practică, nici de cum o rezolvare politică. În rest, evident, cred că cei care au fost prezenți acolo trebuie să vă explice mai multe detalii despre vizită, pentru că eu nu cunosc amănuntele acestei vizite la Jucu. Da, haideți să vorbim puțin și de, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, despre ce se întâmplă în weekend la Cluj. Ați inaugurat de curând Cluj Arena, sunt programate două mari concerte, avem două zile importante pentru cei care iubesc muzica, mai ales muzica rock, vin doi monștri sacri ai rock-ului internațional, Scorpions și Smokies. Scorpions sâmbătă, Smokies duminică și, din păcate, trebuie să deschid această discuție cu o veste destul de proastă care vine de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord. Îmi spunea în urmă cu puțin timp meteorologul de serviciu Narcis Maier că sâmbătă vor fi 12-13 grade, o vreme așa de toamnă-iarnă. O să plouă, cam toată ziua speră domnia sa că norii se vor mai risipi către seară când va începe concertul, iar duminică va ploua așa răsleț, va fi aceeași vreme rece, după câteva săptămâni bune care ne-am plâns că e secetă și am rămas așa consternați că avem temperaturi cu mult peste plus, nu știu, către 30 de grade au fost. Dacă îmi permiteți un minut, aș vrea, tocmai pentru că ați vorbit de finalizarea și inaugurarea Cluj Arena, aș vrea să vă mulțumesc în principal postului Realitatea TV pentru faptul că în permanență a susținut acest obiectiv. Nu neapărat Alin Tișe ca persoană a contat aici, ci a contat obiectivul așteptat de clujeni. Și dacă am creat ceva în acea zi de întâi, a fost o fericire imensă clujenilor. Am văzut oameni fericiți, ceea ce este foarte important apropo de zilele pe care le trăim. Da. Asta înseamnă că oamenii au avut această așteptare uriașă. În aceeași ordine de idei, respectiv momente de bucurie, de fericire, încercăm să le creăm și prin cele două concerte de care ați vorbit dumneavoastră. Am încercat, fără să cheltuim bani publici, să atragem o firmă privată care pe cheltuiala ei să aducă aceste concerte la Cluj, cu plata utilităților, a tuturor cheltuielor, sperând că prin aceasta, în sfârșit, clujenii vor intra într-o normalitate. Începând de astăzi, de sâmbătă, toată lumea va putea, sau noi toți vom putea, să ne bucurăm de trupe și de concerte importante pe Cluj Arena, pentru că este singurul loc din Transilvania unde putem găzdui un astfel de eveniment la o asemenea nivel. Practic nu există în Transilvania un stadion în care să intre 40-50 de mii de oameni cu o acustică extraordinară, cu condiții la fel de bune. Intrăm inclusiv pe harta acestor concerte internaționale. Este ceea ce oamenii așteaptă de mulți ani. Trebuie să le spunem clujenilor că nu vor putea intra cu umbrele la acest concert. Au anunțat și organizatorii conferinței de presă. De asta, da. Mă rog, cred că e destul de incomod să te afli în mijlocul unui moțin care are umbrele deschise. Când mai vezi practic nu vezi și concertul. Da, și pe lângă asta risc și tot felul de accidente. Oamenii sunt sfătuiți să vină cu balerine de ploaie. Asta e clar. Am înțeles de la organizator că s-au vândut undeva în jur de 40.000 de bilete. Ceea ce este extraordinar, asta demonstrează așteptarea noastră a clujenilor pentru a avea astfel de evenimente. Când am spus de această arenă că va fi multifuncțională, nu doar pentru fotbal, am avut în vedere și atletismul, dar am avut în vedere și aceste concerte extraordinare pe care le așteptăm de atâția ani. De 20 de ani, noi vorbim de stadion, de 20 de ani așteptăm să avem un loc unde să ne putem duce să ne bucurăm, la fel cum o face un francez, un neamț, să aibă un loc unde să poată să se bucure. Da, acum îl avem.
Sunt convins că clujenii vor avea grijă de acest obiectiv pe care îl așteptăm, iată, după 50 de ani, de Cluj Arena. Da, cred. Sunt evenimente importante care vor avea. Iar eu sunt bucuros că am pus și eu umărul la acest obiectiv și ceea ce am promis oamenilor urmă cu 2 ani, am câștigat multe pariuri, cu foarte mulți suporteri, cu foarte multă lume. De la mă acuze că am fost nebun, că am vrut să fac mall acolo, că am vrut să construiesc pentru nu știu cine blocuri, că am vrut să facem absolut ce doriți dumneavoastră, am fost acuzat în urmă cu 2 ani. Mă bucur acum oamenii, iată, au văzut că se poate. Le mulțumesc pentru sprijinul lor. Mulțumesc pentru participarea noastră la emisiune, mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor, o seară bună, la revedere!